De invitație. Doamna Ioana Enedogioiu, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Pe Skype ni se alătură jurnalistul Stelian Negra. Bună seara! Bună seara! Domnule Orban, prima întrebare este pentru dumneavoastră la sfârșitul unei zile despre care nu se știa mare lucru. În această dimineață a apărut pe surse numele domnului Ciucă. Aș vrea să știu cât de multe știau colegii dumneavoastră din PNL despre această intenție a președintelui Klaus Iohannis în urmă cu câteva zile. E o surpriză sau nu e? În primul rând, decizia de a-l propune pe domnul Ciucă nu a fost luată dimineața la ora 10 în simulacru de Birou Politic Național, forul statutar al partidului, care nu ăla e forul statutar al partidului. Candidatul la funcția de prim-ministru și candidatul la funcția de președinte al României se hotărăște în Consiliul Național. Decizia n-a fost luată la simulacru de Birou Politic Național de la ora 10, care a durat 4 minute. Și n-a fost. Asta înseamnă dezbaterea în Partidul Național Liberal în conducerea impusă de Klaus Iohannis. 4 minute a durat și a fost mai mult o informare cu privire la faptul că va fi propus generalul Ciucă. Decizia a fost luată aseară, în întâlnirea de la Vila Lac, la care au participat un număr restrâns de persoane, la o întâlnire cu Iohannis, în care acolo erau bătaie, ei veniseră să se bată ardelenii care îl sprijineau pe Bode cu ăștia care îl sprijineau pe Câțu. Și până la urmă au plecat cu ce le-a ordonat președintele, respectiv generalul Ciucă. Practic, Partidul Național Liberal nu mai există, forurile statutare nu mai există. Partidul Național Liberal este o prelungire fără voință, care nu mai ține cont de voința cetățenilor, de voința membrilor de partid, pur și simplu o conducere plină de obediență, care nu are niciun fel de coloană vertebrală, niciun fel de opinii și niciun fel de păreri și care primește dictatele. Apropo de decizia de guvern minoritar, noi luasem o altă decizie înainte de Congres, care a fost votată în unanimitate la propunerea mea, că nu facem nicio înțelegere cu PSD. Iar formula normală, firească, era să încerci să refaci coaliție. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar pentru mine, decizia lui Iohannis de a forța conducerea PNL, de a-l impune pe Ciucă la înțelegere cu PSD, este o decizie care reprezintă o trădare gravă a alegătorilor care au votat cu Klaus Iohannis și în primul tur și în al doilea tur, și o trădare gravă a alegătorilor care au votat Partidul Național Liberal tocmai pentru a ține de parte de guvernare PSD, pentru a forma o coaliție de guvernare de centru-dreapta și pentru a asigura o guvernare pentru dezvoltarea României, care să fructifice resursele care sunt la dispoziția României și oportunitățile pe care le avem. Astăzi, printr-un guvern minoritar investit din mila PSD, fără o majoritate parlamentară care să susțină reformele necesare pentru modernizare, pentru dezvoltare, pentru a face dreptate diferitelor categorii sociale, pur și simplu va fi o guvernare fără niciun fel de capacitate de a face reforme în România, de a asigura dezvoltarea României. Domnule Orban, înțelegem că dumneavoastră și cei care vă sunt aliați în cadrul PNL nu veți vota pentru guvernul Ciucă. Eu categoric nu voi vota pentru guvernul Ciucă, iar pentru mine asta este picătura care a umplut paharul. Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar al PNL. Asta e o informație în premieră, cred. Ați vorbit despre intenția de a vă depărta de PNL, dar n-ați spus niciodată clar că plecați din grupul parlamentar. Cred că omul politic trebuie să fie fidel cetățeanului care încredințează votul. Să acționeze în conformitate cu angajamentele pe care le face în fața oamenilor atunci când le cere votul. Pentru mine, atât Iohannis, cât și conducerea nelegitimă
gașca demolatoare, cum le spun eu celor care s-au auto-intitulat echipa câștigătoare, au trădat grav interesele cetățenilor români, nu numai a celor care au votat, și a celor care simpatizau și aveau încredere, dar din diferite motive nu s-au prezentat la vot. Și practic au pus între paranteze viitorul României și șansa României la o dezvoltare onestă, cinstită, cu o coaliție care avea un program de guvernare, avea un acord de coaliție, ne înțelesesem pe marile reforme pe care trebuia să le realizăm. Iată că acum, practic, toate înțelegerile care s-au făcut sunt aruncate în aer și chiar nu pot să-mi găsesc niciun fel de explicație rațională pentru comportamentul total dăunător intereselor României al președintelui Iohannis. Înainte să-i ascult pe colegii mei jurnaliști, aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că domnul Câțu trăiește același sentiment de dezamăgire ca și dumneavoastră față de domnul Iohannis astăzi? Chiar nu-mi pasă ce gândește domnul Câțu. Eu l-am susținut pe domnul Câțu împreună cu președintele Iohannis pentru că aveam spectru acestui prim-ministru Ciucă. Iar eu am spus public... De câtă vreme? Păi da, Ciucă nu a fost premier interimar. Nu vă țineți aminte că atunci când mi-am dat demisia, Ciucă a fost desemnat premier interimar. Atunci când a sigilat biroul lui Antonio Tănase? Deci au existat discuții și intenții privind desemnarea lui Ciucă și după alegerile din 6 decembrie. Nu cu mine. Pentru că eu nu aș fi acceptat niciodată să susțin în fruntea unui guvern un om a cărui carieră militară eu respect. Eu respect, dar care este militar, în rezervă. România este o țară democratică, o țară în care nu guvernăm prin ordin, nu guvernăm prin disciplină militară, ci guvernăm prin ascultarea voinței oamenilor, prin dezbateri, respectând pluralismul, încercând să căutăm întotdeauna soluțiile de mijloc. Pentru că politica nu se face până ordin. Politica este un rezultat al voinței oamenilor, al dialogului, al negocierilor, al compromiselor pe care trebuie să le faci la un moment dat fără să te compromiți. Politica înseamnă pluralism, politica înseamnă să pui practic interesele care de multe ori pot să fie convergente, să cauți soluții care să... E soluții de mijloc. Motivul pentru care Nicolae Ciucă n-a fost prim-ministru până acum e că v-ați opus dumneavoastră. N-a existat, să spun, o propunere formală, dar vă aduceți aminte foarte bine că după alegeri, timp de o săptămână a apărut în presă, sigur, pe surse, nu din chestiuni oficiale, că cel mai probabil Ciucă va fi premier. Dar eu n-aș fi acceptat niciodată, vă spun sincer. Și nici acum, nu mi se pare deloc o desemnare potrivită. Nu mai puțin vă mai spun ca să înțelegeți. Vă rog. Deci domnul Ciucă, practic, nu i s-a uscat cerneala de pe adeziune. La domnul PNL. Ciucă nu are niciun an în Partidul Național Liberal. Încalcă statutul? E vreo prevedere statutară? Nu încalcă statutul, nu. În păcate, domnul Ciucă face parte dintr-o categorie de oameni care ajung în funcții publice, foarte importante, fără să aibă o carieră politică în spate. O carieră în care să înceapă de jos, să fie și ei consilier local, primar, să învețe ce înseamnă munca în campanie. Pur și simplu se trezesc în funcții. Și Klaus Iohannis este un astfel de exemplar. Klaus Iohannis, dacă vă aduceți aminte, a intrat în Partidul Național Liberal în 2013, în perioada USL, după ce înainte fusese candidatul la funcția de prim-ministru în tandem cu Joana, în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis la fel a apărut pe, cum se zice, pe turnantă. Și alți astfel de oameni care practic te și miri cum au reușit să ajungă în funcții publice în condițiile în care ei n-au fost sprijiniți de o carieră politică în spate, n-au fost sprijiniți de organizații. Pur și simplu au fost puși în funcție. Dar dumneavoastră, un om politic, unul dintre cei mai longevi oameni politici din România. L-ați sprijinit și pe Klaus Iohannis, l-ați sprijinit la rândul, la vremea lui și pe Florin Câțu. Vedem o scurtă secvență care oricum a rulat astăzi pe toate ecranele. Și revenim la dumneavoastră. Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare pic
picătură de energie și fiecare strop de sudoare. Cine? Cine este cel care va ajunge președintele României? Doamnelor și domnilor, îl invit să se adreseze acestei distinții adunări pe Klaus Iohannis! Vă mulțumesc, domnule președinte! Iar o puneți pe asta din 2014. Iar o punem pe asta. Asta din sunt marote ale jurnaliștilor. Era în 2014. Vă aduc aminte că în 2014, după eșecul proiectului USL și dezastru din alegerile europarlamentare în care PSD luase 40%, PNL 15% și PDL 12%, era nevoie de un candidat de dreapta care se bată cu Ponta. Practic, Klaus Iohannis a fost candidatul, s-a numit Alianța Creștin-Liberală, după realizarea fuziunii între PNL și PDL, ca o formă de coagulare a forțelor de dreapta, ca să echilibrăm scena politică, pentru că dacă ar fi câștigat PSD-ul alegerile, fiind și la guvernare și cu o majoritate parlamentară, ar fi fost un dezastru. L-am sprijinit pe Iohannis pentru că era în PNL, adus de Crin Antonescu. Iar, vă spun așa, pe scurt, eu nu-l recunosc pe Klaus Iohannis și gândiți-vă că am lucrat cel puțin 2 ani de zile, ne-am întâlnit de 2-3 ori pe săptămână, am comunicat zilnic, am lucrat împreună, mai ales în perioada pandemiei, eu nu-l recunosc pe Klaus Iohannis. Nu am văzut această voință bolnavă, efectiv, de a controla totul, de a-și impune conducerea la PNL, de a-și impune premierul, de a călca în picioare orice fel de angajamente. Aduceți-vă aminte că Klaus Iohannis practic s-a validat prin PSD. Lupta cu PSD. Și acum face înțelegere cu PSD? Acum aruncă România practic la cheremul PSD? De când a început scandalul ăsta provocat de, practic, de determinarea mai mult forțată a lui Câțu să candideze la funcția de președinte al PNL. Pentru că n-ar fi candidat Câțu la președinția PNL dacă nu-i spunea Iohannis și dacă nu-i oferea tot sprijinul sistemului pe care l-a pus în mișcare pentru. Și acum pățește ce ați pățit lui dumneavoastră, domnul Câțu, nu? Pățește. În viață este bine să-ți respecti înțelegerile, este bine să fii om de cuvânt, este bine să ai spirit de echipă. Este bine să-ți respecti oamenii și mai ales să fii recunoscător față de oamenii care te-au ajutat în viață, în carieră, și lucrurile astea trebuie să se întâmple și în politică. Eu nu sunt de acord cu teoria că politica e o mizerie. Politica e o mizerie dacă e făcută de oameni mizerabili, dacă e făcută de oameni de caracter, dacă e făcută de oameni de cuvânt, dacă e făcută de oameni cu bun simț, care au măsură, care au echilibru. Politica este așa cum sunt oamenii care fac politică. Doamna, sigur, îmi aduc aminte, și cu asta închei, mă scuzați că... Aduc aminte discursul de susținere al președintelui României la Congresul Partidului Național Liberal, în care Klaus Iohannis i-a mințit pe cei 5.000 de delegați ai Partidului Național Liberal că Câțu va fi premier în continuare până în 2024, că Câțu nu are niciun motiv să-și dea demisia, că Câțu e cel mai bun premier posibil. M-a scăpat de mine, l-a pus pe Câțu președinte. Mi-aduc aminte, în campanie au spus, domnule, e bine ca premierul să fie președintele partidului. A ajuns președintele partidului și a fost trimis la plimbare, așa, scurt. Am spus tot timpul acestei perioade că, de fapt, Câțu este un pion și că va fi sacrificat. Probabil o să-l țină la partid, pentru că Câțu nu poate să conducă partidul. El va rămâne președintele partidului doar atât timp cât îl va asculta orbește pe Iohannis, pentru că Iohannis îl ține în funcția de președinte al partidului. Dacă Iohannis nu strânge șurubul și nu-i controlează în continuare, e mai mult de aproape 2/3 din cei care sunt astăzi în conducerile partidului sunt controlați într-o formă sau alta și răspund la comenzile fără niciun fel de coloană vertebrală, fără niciun fel de discernământ la comenzile lui Iohannis. Și convine să fie un președinte precum Câțu, care, că de fapt tot el conduce partidul sau dă ucazuri, conduce prin ucazuri. Probabil nici nu mai trebuie să întâlnească cum s-a întâlnit aseară să le spună miraculoasa lui soluție. Multe întrebări azi, una dintre ele, cum a obținut sau cum a dat PSD-ul așa ușor binecuvântarea acestui guvern? Nu a dat.
Încă nu. N-a dat încă. Oficial, încă nu a dat. Eu discut pe chestiuni oficiale. Dar ascultând lungul expozeu al domnului Orban, îmi dau seama că istoria este o chestiune profund subiectivă. Și să mă explic. Înțeleg trauma domnului Orban în privința domnului interimatului, domnului Ciucă, în momentul în care a fost sigilat biroul domnului Antonel Tănas. Nu știm nici astăzi ce a fost sigilat în biroul domnului Antonel Tănase. Și a fost dat afară atunci din Palatul Victoria de către domnul interimar Ciucă, domnul premier interimar Ciucă. Un număr a fost dat afară, un număr mare de consiliere ai domnului Orban, pe care noi presa am îndrăznit să o numim camarila domnului Orban. Apoi domnul Câțu, deci înțeleg adversitatea extraordinară a domnului Orban față de domnul Ciucă pentru lucruri pe care noi, presa, le-am considerat bune la vremea respectivă, eu le consider în continuare. Apoi, domnul Câțu n-a apărut chiar din spuma mării. Domnul Orban face referire la tot felul de persoane care nu au vechime în partid. Nici domnul Câțu nu avea vechime în partid când a început să fie promovat în partid. A ajuns de două ori ministru de finanțe, iar în momentul în care a ajuns premier, acum nu știu cum e cu hotărârea domnului, probabil domnul Iohannis, își pregătea un om cu care să-l înlăture pe domnul Orban de la șefia PNL. Sunt convinsă de lucrul acesta, dar eu mi-aduc aminte că a existat un moment. A existat momentul bilețelelor, în care noastră ați venit la partid într-o ședință care, din relatările celor de acolo, nu a fost cu mult mai democratică, a fost doar mai lungă, nu a fost mai democratică decât cea de desemnare a domnului, de propunerea domnului Ciucă, și în care ați povestit că dumneavoastră și domnul Iohannis ați scris concomitent pe o bucățică de hârtie fiecare câte un nume. Și când ați deschis bilețelele, ce să vezi, era același nume, domnul Câțu. Deci domnul Câțu este premier și prin voința dumneavoastră și cred că ar fi corect să asumați acest lucru. Este domnul Câțu, nu a apărut doar prin voința domnului președinte. A apărut pentru că dumneavoastră, într-adevăr, voiați să-l evitați pe domnul Ciucă, despre care știați că nu va respecta liniile dumneavoastră din partid și ceea ce noi, presa, am numit la vremea respectivă o guvernare clientelară, pe care ați dus-o vreme de un an de zile și care a avut, cred eu, un rol important în ceea ce a pățit partidul la alegeri. N-a fost doar pandemia, a fost și Unifarm, a fost și ajutorul pentru Blue Air al domnului Iordache, cu care presa spune că petreceați multe ore în birou împreună. Au fost multe lucruri care s-au întâmplat. Deci de asta spun că istoria e subiectivă, ceea ce pentru unii e bine, pentru alții e rău. Deciziile au fost cu mult mai împărțite decât par ele a fi. Domnul Câțu este și o creație a dumneavoastră. Domnul Vâlceanu este și o creație a dumneavoastră. Dumneavoastră l-ați promovat în partid și lucrurile astea se știu. Cu excepția aripii pedeliste, cam tot ce vedem acum în jurul domnului Câțu sunt oameni din astea. Pe domnul Băcanu l-ați promovat dumneavoastră. Nu sunt oameni apăruți din neant. Greșesc cu ceva? Bun, dar ce legătură are ceea ce a spus dumneavoastră cu ceea ce am spus eu? Are legătură... Niciodată nu am avut rezerve, eu v-am explicat. Eu sunt liberal. Eu sunt un om care cred în democrație, cred în libertate, cred în dezbatere, cred în dialog, cred în pluralism, cred în capacitatea de a lua decizii ca urmare a punerii pe masă a intereselor largi dintr-o societate care de multe ori sunt contradictorii și care trebuie conciliate într-o formă sau alta. Vă dau plin de inexactități dumneavoastră, că este un om de obicei bine informat. Vă rog. Domnul Ciucă nu l-a demis decât pe domnul secretar general Antonel Tănas. În ceea ce privește demiterea consilierilor de stat, i-a demis Florin Câțu, pe 10 consilieri de stat și pe secretarul de stat, care era șeful corpului de control, într-o zi, fără să informeze, fără să aibă bunul simț măcar să le dea un telefon și să le spună: bă, veniți și dați-vă demisia. Pentru că la nivelul ăsta, în momentul în care îți dai afară colegi de partid, îți dai afară oameni care au lucrat cu tine, el a fost ministru, el n-a venit din spuma mării, și tu îi dai afară fără niciun fel de somație, numai ca să-ți dai o probă de forță și numai ca să arăți că tu intri în război. Dar nu i-a dat Ciucă afară, i-a dat Câțu. Doamne. Bun, pe ea nu, dar biroul lui Antonel Tănase a fost sigilat de domnul... Despre Blue Air. Toate statele și-au ajutat companiile
prin ajutoare de stat notificate și aprobate la nivelul Comisiei Europene. Și România a ajutat cele două companii pe care le are. Una de stat. Compania de stat Tarom și compania privată Blue Air, care nu îi aparține domnului Iordache. Doamnă Dojoiu. Este asociată cu domnul Iordache. Doamnă Dojoiu. Nu e asociată cu domnul Iordache? Nu este în mare nicio legătură. Este adevărat că a fost o firmă care a fost pusă pe picioare de domnul Iordache, dar în momentul în care domnul Iordache i s-a făcut dosar penal și a fost ținut un an jumate, doi ani de zile în arest preventiv sau în arest la domiciliu, în perioada respectivă, firma a fost preluată de un alt acționariat într-o modalitate foarte complicată pe care n-are rost să o dezbatem. O modalitate foarte complicată. A fost preluată ostil. Da. A fost preluată ostil. Deci, vă rog să dați informații corecte. În ceea ce privește vizitele domnului Iordache, că a spus că îmi petreceam eu cu domnul Iordache foarte mult timp, este o informație falsă. Sigur că am avut discuții cu domnul Iordache, pentru că este un om de afaceri pe care îl cunosc, cu care am avut legătură de-a lungul carierei mele, dar asta nu înseamnă că dacă eu am avut un dialog de două, de trei ori sau de patru ori, am discutat vreun lucru care să fie împiedat în interes public. Eu mă întorc la subiectul desemnarea Ciucă. Domnul Ciucă, încă o dată vă spun, ca să poți să fii premier, tu trebuie să înțelegi, nu numai partidul, în primul rând să înțelegi electoratul care te-a votat, să înțelegi ce a așteptat electoratul care te-a votat. Eu cream că trebuie să înțelegi interesul național, nu neapărat al electoratului. Să înțelegi. Lăsați-mă, interesul național, să facem înțelegere cu PSD? Ăsta e interesul național? Nu, n-am spus asta, eu n-am spus asta. Ați spus ce trebuie să înțeleagă un premier. Domnul Ciucă nu este premierul Partidului Național Liberal și nu este un premier care să fie izvorât dintr-un mecanism democratic în domnul care să fie apreciat și să fi fost într-adevăr un om care să aibă toate datele necesare, domnul Ciucă face parte din acea categorie de oameni care ajung în funcții de stat din diferite rațiuni care nu au legătură cu ceea ce se întâmplă în democrațiile occidentale normale. Stelian Negrea, aflat de asemenea legătură cu noi, ni s-a alăturat și Dan Bucura. Bună seara! Voi începe cu tine, Stelian Negrea, pentru că domnul Orban spune că domnul Ciucă a fost practic băgat pe gâtul PNL-ului de către președintele Iohannis. Cu ce preț? Da. Trebuie să plăbim de la premisa acestea, că dacă domnul Ciucă este impus premier, este nominalizat premier după ce domnul Cioloș a căzut cu brio în Parlament, cariera militară a domniei sale îl duce către o zonă de antidemocratică, o zonă în care nu e dialog, adică nu mă aduc aminte ca domnul Ciucă să fi spus, domnule, de mâine închidem televiziunile sau de mâine, nu știu, toate partidele care se opun unui anumit obiectiv al guvernului sunt interzise prin lege și de mâine patrulează poliția și armata pe străzi, nu știu, ala Hugo Chavez sau alții dictatori sud-americani. Adică întreținerea acestui discurs nu e benefică pentru că nu e real în primul și în primul rând. E adevărat că domnul Ciucă a vorbit foarte puțin în calitate de om politic până acum. Domnia sa s-a exprimat în calitate de ministru al apărării pe teme concrete legate de chestiuni legate de apărare. Adică nu prea știm ce gândește. Ceea ce spun jurnaliștii se referă la uniforma sa și la faptul că în democrațiile europene nu e foarte frecventă, nu e deloc frecventă numirea unui general pe această funcție. O să vedem în perioada următoare ce program economic are, ce oameni din guvern vine și după aia vom putea comenta cum a făcut-o la domnul Cioloș. Da? Dar văd că în continuare e întreținut așa la nivel de undă moralicească povestea asta cu PSD-ul. Hai să luăm puțin USR-ul, dacă e, da? USR-ul a plecat la guvernare, a votat o moțiune de cenzură împreună cu AUR și PSD, a votat, iar ulterior se vrea să ducă în Parlament pentru a obține o iluzorie majoritate, tot cu USR, tot cu PSD, da? Cât o mai ținem pe asta? Că totuși nu putem să păcălim la nesfârșit electoratul, da? Și să mai dau încă o informație. Domnul Cioloș a plecat în povestea asta de 10 zile
pentru al doilea guvern al domniei sale, cu nicio șansă. Dar vreau să vă spun că pe parcurs domnia sa a fost la un stață să obțină o majoritate pentru a-și trece guvernul în Parlament. De unde credeți dumneavoastră că venea respectiva majoritate? Da? Matematic, dacă te uiți în Parlament, majoritatea respectivă venea de la PSD. Asta e o realitate, da? De la PSD. Nu poți, asta e matematica parlamentară, nu poți guverna fără PSD. O ținem în continuare la, dacă domnule, se reface USR-ul, când noi USR-ul și toți cei care susțin discursul ăsta s-au dus la un moment dat, s-au plocunit la același PSD. Evident că și Klaus Iohannis la un moment dat a avut un discurs anti-PSD, dar lucrurile se mai schimbă. Nu uite, Țărișoara, între ghilimele, se află acum la Ananie și trebuie să dăm un guvern valid, da? Și atunci, un nou premier probabil că va strânge o majoritate. Eu înțeleg nemulțumirile domnului Orban. Domnia sa, din nefericire, este un jucător politic ce este pe cale să pună bazele unui nou partid și urez succes domniei sale, să vedem ce va strânge și cât va strânge. Domnia sa, din nefericire, are animozități cu Iohannis, că sunt foarte multe adunate aici, numai în interiorul PNL-ului. Gândiți-vă, să le pui pe astea cap la cap cu ce mai există în USR, este aproape imposibil să mai refaci această coaliție, așa zis, de dreapta, da? Și atunci, asta e o realitate în fața căreia ne aflăm. Toată lumea s-a dus acum și s-a ploconit la PSD, inclusiv AUR, da? Celebrul antivaccinist de la AUR, domnul George Simion, în prima zi de după alegeri, aduceți-vă aminte unde s-a dus el prima dată, da? Era la un birou la Institutul de Sondare a Opiniei Publice, la PSD, la domnul Vasile Dâncu, da? Toți, într-un fel sau altul, trec pe acolo, nu știu de ce. Vă rog, vă ascult. Deci, domnul Negrea, să înțeleg că e foarte bine că se discută cu PSD. Asta e opinia dumneavoastră. Eu vă spun câteva lucruri. Pe noi oamenii ne-au votat pentru că am promis că facem niște lucruri. Asta e democrația. Ai un contract, te prezinți în alegeri, le spui oamenilor ce faci. În principiu le cam spui și cu cine poți să faci majoritate. Ne uităm în campanie că n-a vorbit nimeni în campanie despre vreo majoritate cu PSD. Dimpotrivă, principalul adversar a fost PSD. Iar discursul cel mai radical anti-PSD a fost al domnului Iohannis. Da. Aduceți-vă aminte, da? Nu poți să le spui alegătorilor că tu ții PSD-ul departe de zona de guvernare și acum să-ți întemezi investirea unui guvern pe votul parlamentarilor PSD. Dar am să vă spun de ce. Dacă se va întâmpla, sunt curios dacă Ciolacu, Grindeanu, Dâncu, oamenii și Dâncu, vă aduceți aminte, Dâncu a fost în guvernul de tehnocrați. Vicepremier în guvernul de tehnocrație, culmea, PSD, da. Dar noi n-am avut loc în guvernul de tehnocrați pe care l-a realizat Klaus Iohannis cu Dacian Cioloș, noi Partidul Național Liberal, așa, amintiri. Dar mă întorc, a investit un guvern minoritar, chiar dacă PSD-ul va vota investirea guvernului, nu va vota legile pe care le va promova acest guvern minoritar. Noi avem un program de guvernare și în angajamentele noastre electorale o mulțime de lucruri. Aducerea cât mai aproape de contributivitatea pensiilor speciale. Păi PSD-ul să boteze desfințarea pensiilor speciale, care este creatorul pensiilor speciale. Avem refacerea legislației în domeniul justiției. Cele trei legi ale justiției care fuseseră elaborate și fuseseră prezentate în dezbaterea publică. Avem desfințarea SIJ-ului. Dumneavoastră vă imaginați că, și e inclusă în reformele din PNRR, dumneavoastră vă imaginați că PSD, care investește guvernul Ciucă, va vota vreodată desfințarea SIJ-ului. Avem o altă serie de măsuri care sunt luate în domeniul pensiilor, în domeniul reformei administrative, în domeniul fiscal. Renunțarea la regimurile fiscale discriminatorii pentru IT, construcții și cercetare. Păi aceste regimuri fiscale au fost introduse de PSD pentru IT în vremea guvernului Năstase și pentru constructori au fost incluse de guvernarea PSD în perioada 2017-2019. Credeți că PSD va vota? Păi noi suntem
într-un pericol grav să nu putem să tragem fondurile pe PNRR, pentru că majoritatea aia care s-a format și care dumneavoastră spuneți că nu era de dreapta, era o majoritate care a convenit asupra unui program de guvernare care conținea o serie de măsuri de dreapta sau centru-dreapta, ca să nu fim, să zicem, de dreapta. Acea coaliție a avut acord de coaliție, program de guvernare și această coaliție, și acum mă întorc ca să vă spun că eu n-am nimic personal nici cu Iohannis, nici cu Câțu. Domnule Orban, problema pe care o am cu ei este că ceea ce au făcut a aruncat Partidul Național Liberal în aer de la 27-28% cât aveam în sondajele de opinie până în luna iunie. După apariția echipei câștigătoare și susținerea dată de Iohannis, Partidul Național Liberal s-a prăbușit. Suntem aproape de 15% și suntem în continuare pe trend descendent. A făcut praf coaliția, pentru că nu pot să înțeleg dacă a făcut-o ca să controleze numirea șefilor de secții de la parchete. Hai să fim serioși, președintele României se ocupă de așa ceva, de controlul asupra numirii șefilor de secții de la parchete. L-a demis pe Stelian Ion, pentru că nu avea Câțu curajul să-l demită pe Stelian Ion să arunce în aer coaliția, deci a aruncat în aer o coaliție, iar după aia, pe toată perioada campaniei, au proclamat succesul vaccinării, au luat toate măsurile de eliminare a restricțiilor înainte ca această campanie de vaccinare să ajungă la o maturitate, n-au mai investit deloc, n-au luat nicio măsură preventivă, deși am avut prognoze foarte clare pe zona pandemică despre ceea ce se întâmplă, și au avut reacții întârziate la tot ce s-a întâmplat în economie, de la creșterea rapidă a inflației, și inflația va ajunge la peste 7%, probabil ne ducem spre 8%, creșterea dramatică a prețurilor la energie, la materiale de construcții, la alimente și așa mai departe, niște reacții penibile. Adică pentru Iohannis și pentru Câțu nu a contat decât să câștige un congres împotriva voinței majorității membrilor Partidului Național Liberal. Și iată, astăzi se vede de ce. Dacă eu aș fi fost președintele Partidului Național Liberal, nu venea Iohannis cu tancul să impună un premier care în realitate nu este profilat, nu are sprijin, nu are, cum să spun, calitățile necesare pentru a putea să conducă un guvern. Eu am lucrat cu Ciucă și îl apreciez ca ministru al apărării, am o părere excepțională despre el, ca orientare strategică, sunt total de acord cu orientarea strategică și am lucrat împreună. Una e să fii general, să conduci o armată, să fii șef al statului major, să fii ministru al apărării, altceva este să fii premier. Domnule Orban, a trecut prea ușor informația care înțeleg că interesează foarte mulți colegi jurnaliști legată de demisia dumneavoastră din grupul parlamentar al PNL, o informație pe care ne-ați oferit-o în exclusivitate. Cu câți oameni plecați? Plecați doar dumneavoastră? Eu nu fac contabilitate. Mult. Fiecare om are libertatea de a decide ceea ce face. Aveți promisiunea cuiva? Cei care consideră că mai există o speranță de a salva Partidul Național Liberal, probabil vor rămâne. Cei care au încredere într-un nou proiect liberal, pentru că după mine, astăzi, conducerea Partidului Național Liberal și contextul în care s-a construit, practic, toată această conducere și mai ales controlul total exercitat de Iohannis, care nu are nicio legătură. Noastră credeți că Iohannis o să stea să consulte baza Partidului Național Liberal dacă este de acord să investească un guvern minoritar? Credeți că Iohannis a întrebat pe un primar al Partidului Național Liberal dacă e bun Ciucă ca și premier? Credeți că a întrebat în momentul în care... Domnul Câțu, iertați-mă că vă întreb. Vi-l asumați pe domnul Câțu? Ați întrebat domnul baza Câțu, partidului doamna, dacă domnul doamna, Câțu e bun de premier? Doamna Doge, domnul Câțu a intrat în politică, este adevărat, în 2016, pus pe liste în perioada în care președintele partidului interimar era Alina Gorgu. Da. Domnul Câțu a fost în echipa mea ales ca vicepreședinte economic. Asta a fost prima formă de colaborare pe care am avut-o. Ulterior l-am sprijinit lider de grup la Senat, în locul lui Iulian Dumitrescu, care nu prea frecventa lucrările Senatului, deși era lider de grup.
Ministrul Finanțelor a ajuns, dar n-a ajuns ca prima opțiune. Eu am avut alte opțiuni până să mă opresc asupra lui Florin Cârciu. Ca ministru al Finanțelor am lucrat bine. Considerentele pentru care eu m-am gândit, nu știu de ce Iohannis s-a gândit la Cârciu, considerentele pe care eu le-am avut în vedere în momentul în care m-am gândit la Florin Cârciu au fost cele legate de prioritățile care urmau să fie în guvernarea următorilor 4 ani, în momentul alegerilor. Noi eram în procedură de deficit excesiv și era nevoie de o strategie fiscal-bugetară de consolidare care să ne ducă în înțelegere Comisiei Europeane la deficitul din tratat de sub 3% până în 2024. A performat. Era nevoie de o credibilitate în fața finanțatorilor internaționali. Era nevoie de un om care să știe să continue politica bugetară pe care noi am instituit-o, în care să reducem cheltuielile, mai ales cheltuielile de-astea care nu se produc nimica, și să canalizăm resursele în cea mai mare măsură în domeniul investițiilor ca să creăm un motor de dezvoltare economică. Plus era un om care se bucura de o anumită... Deci vi-l asumați pe domnul Cârciu. Ca prim-ministru. Vi-l asumați ca prim-ministru. Când l-am propus ca prim-ministru. Timp cât Florin Cîțu a fost prim-ministru în colaborare cu mine ca președinte al Partidului Național Liberal. Deci până la data de 1 iunie lucrurile au funcționat. În momentul în care Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la președinția partidului, normal că relația s-a deteriorat, dar nu din cauza mea. Ne întoarcem în prezent. Dan Bucura, vorbea puțin mai devreme domnul Orban despre relația dintre talpa partidului, activul partidului, primari și domnul Ciucă, de exemplu. Cum va fi când vor veni oameni de la PNL obișnuiți cu negocierile politice, practic cu toată această procedură care se practică la nivel local, la domnul Ciucă, un militar foarte riguros, și vor solicita colaborarea în anumite privințe? Credeți că domnul Ciucă va fi la fel de receptiv ca un om politic sau va avea reticențele unui militar? Bună seara! Păi, vreți să începem cu domnul Ciucă? Haideți să începem cu domnul Ciucă. În primul rând, o felicit pe Ioana Aine Dogeoiu, care invoca foarte bine în prima sa intervenție istoria, măcar o parte din intervenția respectivă, fiindcă spunea domnul Ludovic Orban chiar la începutul emisiunii că domnul Ciucă are această problemă, nu s-a uscat cerneala pe adeziunea sa de partid, nu este un om cu istoric în partid, cu s-o fi luat de jos, recunoscut și așa mai departe. Sunt perfect de acord. Probabil că au avut istoric foarte mare Rareș Bogdan atunci când a intrat în partid și a ajuns direct pe un loc de frunte într-o candidatură. Domnul Băcanu de la sectorul 5, Monica Anisie de la sectorul 3, domnul Pavel Popescu de la sectorul 4, domnul Liviu Voiculescu, președinte de organizație pe la Volt. Aș putea să continui, dar terminăm emisiunea. Aceștia cred că aveau foarte mult istoric în partid când au venit și erau recunoscuți, erau nume grele, impozante când au ajuns pe funcțiile alea mari. Acum, legat de domnul Ciucă, eu știu așa, că e un om destoinic, de caracter, și lucrurile astea mi le-a spus fostul premier al României, exact Ludovic Orban, când domnia s-a numit. Și așa ni l-a prezentat. Eu ca român asta am înțeles de la dânsul atunci, că generalul Ciucă este un om extraordinar. Mărturisesc că nu-l cunoșteam foarte mult, n-am frecventat nici teatrele de război din Afganistan, nici nu-s foarte familiarizat cu partea asta ca zonă, așa că eu l-am crezut pe dânsul la vremea aia, timp să-i dau crezare și acum, dacă e un om destoinic, eu am nevoie ca în următoarele 2-3 luni de zile țara asta să o conducă un om destoinic. Să mă scape și pe mine ca român de pandemie, de nenorocirile din spitale, de criza asta economică, de certurile din politică, de scandalul și așa mai departe. Eu asta îmi doresc un om destoinic. Nu-mi doresc nici să știu cum o să negocieze primarii și ce probleme o să fie între diferite facțiuni din PNL sau cum se vor înțelege aia în Parlament. Va fi prim-ministru peste un guvern minoritar al PNL-ului, nu va fi prim-ministru peste o armată. Poate îmi dați voie, o să vă dau o știre, poate o exclusivitate, în caz că nu știți, eu am auzit-o astăzi și vă spun, mă predau aici în emisiune. La PSD, în această seară, s-a dat un mesaj de masă în care membrii să-și exprime punctul de vedere cu privire la două aspecte. Întrebarea e una singură. Vreți
să susține, nu să susține, să contribuim la formarea unui guvern alături de PSD, cam așa e textul. Alături de PNL. De PNL? Da. Deci eu din acel mesaj, citindu-l pe surse și probabil vă veți avea și voi sau va apărea public cât de curând, nu am înțeles nicio secundă că e vorba de un guvern minoritar. Textul mesajului respectiv, dacă eram membru de partid PSD, asta aș fi înțeles din acel mesaj, că onor conducerea mea mă întreabă dacă vreau să formez un guvern cu PNL. Deci ce, a fost nu un fel de sondaj pe telefon făcut de conducerea PSD? Prin SMS și membrii au trei variante. Unu, da, doresc, noi nu doresc, trei, nu mă exprim sau nu știu. Deci eu cred că nu e de exclus, inclusiv un guvern USL, cum îi spun unii, sau PSD-PNL, a asumat. Și pe față, cu PSD pe față. Da. Și mie, din punctul meu de vedere, și cu asta închei, dar important, zic eu, că apropo de aici revin la ce spunea Stelian Negrea și mie mi-a plăcut și punctul său de vedere, să știți că în momentul de față, așa consider eu, țara asta are două șanse. E clar că mariajul ăsta USR-PNL n-a fost sub nicio formă unul frecventabil, ba a fost fix toxic pentru noi România. Și am aflat lucrul ăsta abia când s-au rupt. Exact ca o căsătorie de aia în care soții ies împreună, merg la bal, în societate, râd, glumesc și când ajung acasă să bat de nu mai știu de capul lor. Așa au făcut și ăștia doi. Și așa am aflat abia când s-au rupt. Ascultați ce spun acum. Vla Voiculescu, Ioana, Mihail, toți useriștii despre cum erau chinuiți, cum nu erau lăsați, ce mizerii le făcea Câțu, peneliștii. Păi ăsta, mariajul ăsta nu va putea niciodată continua. Și atunci, din punctul meu de vedere, sunt două soluții marcilate. Una, alegeri anticipate, să vină din nou aleșii neamului în fața românilor și românii să-i judece și să se formeze o altă voință a românilor, dar nu e momentul acum când nouă ne bat, când nouă morții din spitale ne bat de conștiință și așa mai departe. Și doi, soluția a doua, care e cea mai mare majoritate în momentul ăsta? Asta e, fraților, PSD-PNL. Să-și pună fiecare ce e mai bun acolo în coș, asumat la vedere, nu pe spate cu guvern minoritar, adică ce înseamnă minoritar? Șantaj, compromisuri, orice lege treci, păi nu! Și asumă, băi, cine e? Ce ai tu PSD? L-ai pe Rafila sau nu știu care. Ia du-te, bă, Rafila, la sănătate și fă tu ce știi mai bine, da, public. Domnul Rafila va fi în câteva minute alături de noi. Dan Bucura, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză, foarte interesantă seara asta pe B1 TV. Dan Bucura vorbea puțin mai vreme despre un fel de sondaj realizat de conducerea PSD. Domnul Rafila, dacă este că e PSD și sigur, îl vom întreba. Îl întrebăm cu siguranță. Domnul Ludovic Orban ne-a spus în exclusivitate că va părăsi grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. Revenim după o foarte scurtă pauză în aceeași formulă foarte interesantă. Rămâneți cu noi! Cumpără de minim 1000 de lei de la Romstal și ai 10% reducere la următoarea achiziție de ceramice, sanitare sau electrocasnice. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romstal, universul instalațiilor. Fericirea are chipul tău, luminată dragoste. Nu-i așa că ar fi drăguț să ai energia unui struț? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Vitamax Q10-15 capsule moi costă doar 19 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Copiii sănătoși sunt plini de energie, însă febra le poate strica până la dispoziție. De aceea Nurofen pentru copii țintește febra și durerea, administrat odată la 8 ore, calmând inclusiv febra postimunizare. Cu cardul Selgros ai numai de câștigat! Înscrie-te pe selgros.ro, cumpără din orice magazin Selgros de minim 200 de lei și poți câștiga unul din cele 20 de laptopuri MacBook Air. Mai multe detalii pe selgros.ro. Cu aspiratorul vertical fără fir Philips Aqua, aspiri și ștergi dintr-o singură mișcare și cureți întreaga casă cu putere maximă de aspirare. Aspirator vertical fără fir Philips Aqua. Philips.
orașului au susținerea noastră. APA Nova, APA ta, responsabilitatea noastră. În spatele fiecărui zâmbet există o durere în minus. Bilicol este alegerea potrivită pentru durerea acută biliară cu acțiune terapeutică datorită efectului sinergic al celor 6 uleiuri din compoziție. Bilicol, de la Farco, partenerul tău în menținerea sănătății. Acum, într-un nou ambalaj. Farco. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. La Altex, cumperi ce-ți dorești și dacă găsești în altă parte mai ieftin online sau în magazine, primești de două ori diferența la toate produsele. Ai pachet depilator IPL Philips Lumea Prestige cu Sense IQ și uscător de păr Philips Dry Care Advanced, putere 2200W la 2249,9 lei și aparat de tuns multifuncțional 12 în 1 Philips seria 7000 cu 120 de minute autonomie la 279,93 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Educație la cât se toate. Eu sunt domnul iCredit și te ajut să scapi de doamna data viitoare. Sună acum la steluță 7171 pentru credit rapid. Sau accesează un credit online cu banii direct pe cardul tău. Detalii pe iCredit.ro. Cea mai eficientă și modernă soluție pentru confortul casei tale îți e oferită de MIT Clima. Pompele de căldură EcoDan de la Mitsubishi Electric extrag căldura din mediul ce te înconjoară și o aduc în casa ta. Contactează echipa de specialiști MIT Clima. Nou, Nurofen Ultra 400 de miligrame. Calmează pentru 8 ore diferitele tipuri de durere, precum durerea musculară, durerea de spate și durerea reumatică, având o acțiune antiinflamatoare de 8 ore. Tu te poți bucura de viața ta activă și Nurofen se ocupă de calmarea durerii pentru 8 ore. Iar pentru dureri locale, Nurofen în plastru, cu acțiune continuă de 24 de ore. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. În farmaciile Dr. Max ai prețuri speciale la sute de produse. Acum Dr. Max multivitamine și minerale efervescent la 9,99 lei și Glibovit Max C la 11,99 lei. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. De ce ați ales mobilul de la Telecom? Păi unde eram înainte nu mi-ajungea netul. Nu aveam nelimitat. Jumătate de lună mergea netul țeavă. Și în rest, ciuciu viteza. Am vrut mobil fără contract, fără obligații, fără ceapă. Facturile prea mari, efectiv mă săturasem. Înainte? Păi cost, nereu, șapte. Portează-te și tu la Telecom. Ai 50% reducere 12 luni la abonamentul mobil cu net 4G nelimitat pe bune și minute nelimitate. Ne-a înghețat coada ăsteia. Ți-am zis de 1000 de ori să rezolvi centrala aia. Cu centrala Romsdal Habitat nu îngheață nimic. Ai facturi mai mici la curent și gaze în sezonul rece, cea mai bună rată de modulare a puterii 1 la 10 și schimbător de căldură din inox tratat cu teflon. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romsdal, universul instalațiilor. Timpul petrecut cu familia, îmbrățișarea și natura sprijină sistemul imunitar, la fel ca și gama de vitamina C Bereș. Alege noua vitamina C Complex Bereș, care pe lângă concentrația mare de vitamina C și D, conține zinc și bioflavonoide din citrice. Bereș Vitamina C, mai mult decât o simplă vitamina C. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Înapoi cu replica domnului Orban pentru Dan Bucura, vă rog. Un singur lucru vreau să-i spun domnului Bucura. Eu dacă aș fost în locul domnului Ciucă și îmi propunea președintele României să mă desemneze prim-ministru, eu nu aș fi acceptat dacă nu aș fi aflat exact configurația politică, dacă nu aș fi avut garanția unei majorități parlamentare și dacă nu aș fi avut garanția că există un program de guvernare care se poate fi dus la bun sfârșit. Cu atât mai mult cu cât s-ar putea și domnul Ciucă să simtă pe pielea lui ceea ce a simțit Alina Gorghiu, ceea ce am simțit eu, ceea ce a simțit Florin Cîțu. Este un capriciu
pentru domnul Iohannis? Domnul Ciucă, încă o dată, eu vă mai spun, eu cu domnul Ciucă am o relație foarte bună. Este un om pe care îl apreciez, dar îl apreciez pentru niște calități pe care le are, pentru o carieră militară de excepție, pentru modul profesionist în care a condus Ministerul Apărării. A fi prim-ministru, a juca la nivelul ăsta și mai ales a juca în contextul ăsta, trebuie să-ți iei niște garanții, pentru că dacă tu accepti să fii prim-ministru și te duci prim-ministru 3 luni într-un guvern minoritar în care nu trece nicio lege în Parlament și dimpotrivă ești atacat așa cum a fost atacat eu de asta și după aia vine PSD-ul și te pune moțiune de cenzură și te trimite la plimbare, pur și simplu cel care ți-a făcut propunerea asta și-a bătut joc de cariera ta. Doamna Doceiu, ultima întrebare pentru domnul Orban. Nu e o întrebare anume. Eu cred că domnul Ciucă merită o șansă. Așa cum a meritat, i-a fost dată de către domnul Orban, domnului Câțu, o șansă. Așa cum mulți alții au primit o șansă. Șansa de a arăta dacă poate sau nu poate. Vom vedea dacă va fi un guvern sprijinit de PSD. Acolo lucrurile încă nu sunt clare. Însă ferocitatea cu care domnul Orban se năpustește asupra domnului Ciucă, care a fost ministru în cabinet, pentru motive pe care nu le-a pornit de la bază. Ok, cum spuneam, a dat Dan Bucura multiple exemple la mine contra domnului Ciucă. După dar despre domnul Ciucă, toată emisiunea a fost despre cât de rău este domnul Ciucă. Nu, vreau să eu nu sunt de acord cu soluția politică impusă de Iohannis, și anume soluția de a-l desemna în modul în care l-a desemnat pe domnul Ciucă, fără să fie rezultatul unui proces democratic. Domnule Orban, nici domnul Cățu nu a fost rezultatul unui program, unui proces. A fost votat în birou politic național. Și Stelian a fost votat în birou politic național, doamna Doge. Da. Nu încercați să mă puneți lăsat, pe mine. Dacă m-ar fi lăsat domnul Orban să-mi termin ideea, atunci ar fi fost pune, bine. Dar de a pune că dacă nu-i place țara în mâna PSD-ului. Stelian Negra, foarte scurt întrebarea ta, te rog. Întrebarea mea este foarte simplă. Domnul Orban, de la ce v-ați luat atât de iremediabil cu domnul Iohannis? Sincer. Eu nu am făcut decât bine în viața mea, domnul Iohannis. Și tot ceea ce s-a întâmplat de când domnul Iohannis a venit în viața Partidului Național Liberal este dovadă clară că eu nu i-am făcut decât bine Partidului Național Liberal. Domnule Orban, e foarte interesantă discuția. Vă rog să mai rămâneți alături de noi chiar și după o scurtă pauză. Ne întoarcem. Rămâneți și dumneavoastră cu noi. Declarațiilor de dragoste stă în mâinile tale. Meriți câtă vrei tu și pe toate le ai la noua farmacie Sensiblu. Sensiblu, locul în care sănătatea întâlnește frumusețea. Iar sunt la pământ. De ce se așteaptă toți să aleg calea bătătorită și să mă ridic la nivelul așteptărilor lor? Natura nu ne datorează nimic. Asigură-ți casa chiar azi. Te iubesc, bunicule. Audio Nova. Sună acum la 031-9599. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Prinde oferta zilei la EMAG cu prețuri excelente și livrare rapidă. Doar azi, 21 octombrie, ai îmbrăcăminte și încălțăminte sport de la 149,99 lei. Intră pe EMAG și caută oferta zilei. EMAG. Fă-l cum trebuie. Nu degeaba l-am numit Epic Sale. La Fashion Days au început reduceri epice de până la 70% la cele mai tari branduri. Comanda acum și ai livrare gratuită în cel mai apropiat Easy Box. Fashion Days. El este
dacă. Dacă este precaut. Iar el este parcă. Parcă e mereu spontan. Fie că previi ca dacă sau tratezi ca parcă, la diaree, pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bunjurică! Nu că zic să te alinți, dar să încerci pasta de dinți. La 15 ani de Auchan, ți-am pregătit peste 1000 de oferte extraordinare. 1 plus 1, 2 plus 1 și alte mari reduceri și surprize. Până pe 26 octombrie, ai pastă de dinți plantament 75 de ml diverse sortimente, 1 plus 1 gratis, preț de la 10,40 lei pe bucată. Iar între 22 și 24 octombrie, ai struguri negri origine Moldova la doar 3,49 lei pe kilogram. Participă la tombola aniversară și poți câștiga marele premiu de 50.000 de euro și peste 1000 de alte premii. Te invităm să sărbătorim în magazine și pe ocean.ro. Stresul, alimentația nesănătoasă și consumul de alcool sunt cauze ale ficatului gras. Încearcă formula complexă Steabloc. Cumpără acum două cutii Steabloc la preț de una în farmaciile Dr. Max. Se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Mi-a înghețat coada ăsteia. Ți-am zis de 1000 de ori să rezolvi centrala aia. Cu centrala Romsdal Habitat nu îngheață nimic. Ai facturi mai mici la curent și gaze în sezonul rece, cea mai bună rată de modulare a puterii 1 la 10 și schimbător de căldură din inox tratat cu teflon. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romsdal. Universul instalațiilor. O zi plină îți poate aduce și dureri de cap, dar ele nu ar trebui niciodată să-ți schimbe planurile. Nurofen Express Forte Capsule Moi are o absorbție rapidă, acționând rapid împotriva durerii. Tu bucură-te de o zi plină, în timp ce Nurofen ameliorează rapid durerea de cap. Nurofen. De durere ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu aspiratorul vertical fără fir Philips Aqua, aspiri și ștergi dintr-o singură mișcare și cureți întreaga casă cu putere maximă de aspirare. Aspirator vertical fără fir Philips Aqua. Philips. Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Dr. Max Vitamina D și Dr. Max Vitamina C, fiecare la 9,99 lei. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Comanda acum și online pe drmax.ro. La Romsdal cumperi cât ai zice click. Scanezi codurile, afli prețul, faci lista de cumpărături și plasezi comanda. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romsdal. Universul instalațiilor. Salutare! Salut! Asta e. Bateria îi ține ok, eu îl dau că vreau să-mi iau altceva. Prețul e fix, fără schimburi. Eu vreau să-l iau. Dar acum stau foarte bine cu bani. Mai bine vrei tu un schimb? Să face mare! E de rasă! Și iubește și copiii. Dar eu n-am copii. E, noi acum, dar mai știi? La Altex, vechiul telefon nu te pune degeaba pe drumuri. Îl aduci la noi, îl evaluăm pe loc, alegi din 3 oferte și ții un telefon nou sau orice alt produs din magazinele Altex. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La Newspas, invitații s-au înmulțit. Le mulțumesc foarte mult domnului Ludovic Orban, care a rămas alături de noi în această seară, în care avem foarte multe de discutat. Mulțumesc mult, domnule Orban. Ni s-a alăturat Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Bună seara, mulțumesc. Domnul Ionuț Moșteanu este vicepreședinte al USR. Bună seara, bine ați venit. Sabin Orcan este directorul Newsweek. Bună seara. Bună seara. Prin Skype ni s-a alăturat domnul Alexandru Rafila, Partidul Social Democrat. Bună seara, domnule Rafila. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună seara. Vă mulțumesc tuturor. Domnule Orban, puțin mai devreme
jurnaliștii care v-au adresat întrebările în primul tur au încercat să meargă în direcția aceasta a nemulțumirii care mocnește în PNL cu privire la numirea domnului Ciucă. Se înmulțesc și vocile care critică practic desemnarea sa. Văd că domnul Ionel Dancă, fostul purtător de cuvânt al guvernului, spune că această desemnare este una nefericită pentru Partidul Național Liberal. Dumneavoastră ne-ați dat informația potrivit căreia plecați din grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților. Faceți propriul grup parlamentar? Aveți această intenție? Câți oameni vă trebuie? Câți vor veni alături de dumneavoastră? Voi vedea. Dacă mă urmează sau nu mă urmează, în ceea ce mă privește, la mine e o problemă de conștiință. Eu am intrat în politică pentru că eu cred în câteva lucruri de bun simț, în democrație, în capacitatea de a face bine, în utilizarea puterii publice pentru a face lucruri bune pentru oameni. Cred în respectul față de cetățean, cred în omenie, cred în bun simț, cred într-o mulțime de lucruri. Astăzi, ceea ce s-a întâmplat în 4 luni de zile, pur și simplu, m-au adus în situația în care, din punct de vedere moral, nu mai pot să fiu complice cu bătaia de joc la adresa României, care a fost declanșată de Iohannis și de toți cei care acționează ca niște supuși care execută ordinele fără să crâcnească, care au făcut praf un partid, au făcut praf o coaliție de guvernare, au făcut praf o perspectivă de guvernare pe 4 ani care era certă, numai din niște ambiții personale greu de înțeles de cetățeanul de rând. Astea sunt motivele, pentru că cetățeanul român care își dorește o politică liberală în România are dreptul să fie reprezentat și pentru că astăzi ceea ce face Iohannis impune un sistem de putere personală în care a instituit controlul prin forță, în mod nelegitim, împotriva voinței reale a membrilor Partidului Național Liberal, a impus o conducere venind la Congres și susținându-l pe Câțu și mințindu-i pe membrii Partidului Național Liberal, Câțu forever premier, că n-are niciun motiv să-și dea demisia și așa mai departe. Toate metodele utilizate sunt antidemocratice, inclusiv ceea ce s-a întâmplat. Că v-am spus, desemnarea lui Ciucă nu a fost rodul unei dezbateri în interiorul partidului. A fost o impunere care a fost făcută de Klaus Iohannis într-o discuție separată, departe de ochii presei, la Vila Lac, cu oameni care ulterior să implementeze în partidul această decizie. Electoratul care își dorește o politică liberală are nevoie de reprezentare. Această reprezentare nu poate fi asigurată într-un proiect care aruncă în aer toate perspectivele de dezvoltare ale României și care nu va permite punerea în practică a unui program de guvernare care într-adevăr să ducă România la saltul de care are nevoie, astfel încât putem fi măcar la nivelul mediu al Uniunii Europene. Foarte ușor, foarte lejer, obținut un sprijin tacit pentru moment al PSD-ului față de guvernul domnului Ciucă, de vreme ce domnul Ciolacu spune că va discuta cu domnul Ciucă, toate reticențele Partidului Social Democrat păreau că se opresc la Florin Câțu. Domnule Rafila, l-ați demis big time, cum spunea domnul Ciolacu, pe Florin Câțu în Parlament, în urma unei moțiuni depuse de Partidul Social Democrat. Înțeleg și poate ne confirmați această informație că în această seară membrii PSD au primit un SMS în care sunt întrebați dacă sunt de acord să participe la guvernare, dacă sunt de acord să susțină. Da, nu știu. Este o informație pe care ne-a dat-o Dan Bucura. Ați primit acest SMS? Da, am primit chiar 2 SMS-uri. Dacă nu suntem indiscreți și puteți împărtăși cu noi conținutul, v-am mulțumit. V-a spus domnul Bucura ce conține. Eu nu cred că este o problemă. Dar SMS-ul ăsta contrazice cu ce a spus noastră mai devreme. De fapt, în Partidul Social Democrat, în momentul de față, funcționează un proces de consultare a membrilor de partid în ceea ce privește opțiunea politică a partidului. Adică guvernul propus sau premierul propus de primul ministru nu a obținut sprijinul automat, așa cum spuneți dumneavoastră.
vor fi dezbateri și discuții partid și în momentul în care se conturează o opinie majoritară, se va lua o decizie în acest sens. Nu putem discuta despre sprijinirea acestui guvern în momentul de față. Asta este o informație. A doua, mi se pare de bun simț să discuți cu un prim-ministru desemnat, primul ministru desemnat Ciucă, nu președintele Partidului Național Liberal, cu siguranță nu va fi însoțit de domnul Câțu atunci când va veni și va veni invitat la sediul Partidului Social Democrat, nu în altă formulă. Sunt foarte curioasă care este conținutul acestui mesaj. Este important cum se pune problema, sigur, într-un partid democratic mare și fără de care acest guvern minoritar nu ar putea să vadă lumina zilei, în contextul în care domnul Ciolacu spunea acum ceva timp că nu e de acord cu un guvern minoritar. Da, mă rog, nu am acces acum la telefon, dar pot să vi-l transmit puțin mai târziu, dacă dori. Mulțumesc mult, vicepreședintele USR. Înțelegem că USR a fost exclus complet de la masa discuțiilor. Domnul Ciucă a închis ușa către dumneavoastră. Cum stau de fapt lucrurile? Lucrurile stau în felul în care l-am văzut cu toții astăzi, și anume PNL a anunțat că va merge cu un guvern minoritar, pentru care are susținere majoritară în Parlament. Există o înregistrare după ce s-au întors de la Cotroceni, cei din delegația PNL, pe scările de la Modrogan, au spus la minutul 2:50, țin minte că am uitat atent, că PNL are o majoritate pentru acest guvern, a spus domnul Câțu și nu putem să bănuim că minte domnul Câțu, a anunțat atunci. Și întrucât pe noi nu ne-a sunat nimeni, singura variantă aritmetică posibilă este o majoritate cu PSD. Au deja susținerea PSD, s-au înțeles, și acum PSD-ul încearcă cumva să iasă basma curată din povestea asta, dar inventează tot felul de SMS-uri, de consultări, dar ei s-au înțeles. Dar asta face, e o tradiție de suceli la PSD în ceea ce îl privește pe domnul Câțu, că așa au făcut și la începutul lui septembrie când am depus noi moțiunea. Ba susținem, ba nu susținem, ba hai să tragem de timp să-l protejăm pe domnul Câțu, acolo l-au dat jos acum două săptămâni. A venit domnul Ciolacu și s-a sucit. Hai că ar fi bun, că interesul național, că nu știu ce. Și acum încearcă cumva să iasă basma curată din povestea asta, să nu arate lumea cu degetul. Dar tehnic, în momentul ăsta observăm că USL-ul s-a reparat. PSD și PNL merg împreună mai încolo, mai departe. Președintele Klaus Iohannis și actualii lideri ai PNL i-au păcălit pe români acum un an când au zis că haideți la alegeri să guvernăm cu o guvernare de centru-dreapta în următorii 4 ani. Asta este realitatea simplă. Da, ni s-a alăturat și vicepreședintele Partidului Național Liberal, domnul Daniel Constantin. Bună seara, domnule Daniel Constantin, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit, îi salut și eu pe invitații dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Explicați-ne și dumneavoastră, dacă puteți, în ce măsură deschiderea aceasta către Partidul Social Democrat, care face deja un sondaj intern în legătură cu oportunitatea susținerii guvernului dumneavoastră, va fi una pe față sau una cam politică, mai ascunsă? Problema e că PSD-ul e un partid prea mare pentru înțelegeri ascunse, probabil. Da, eu am văzut câteva intervenții ceva mai devreme și am remarcat așa foarte multă ironie și foarte multe orgolii din partea reprezentantului USR. Eu n-aș vrea să intru într-o polemică. Eu pot să vă spun doar ce s-a întâmplat astăzi și cred că astăzi, după o perioadă extrem de încărcată, agitată, vedem așa o speranță că vom avea în perioada următoare, după câteva zile, sper eu 3-4 zile, liniștea de care România au nevoie. Dăm la o parte și orgolile, dăm la o parte și ironiile care vin într-o parte și din alta, care nu fac altceva decât să încerce să capitalizeze în dreptul unui partid sau al altuia. Eu cred că acum e momentul să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important, și anume pandemia, să ieșim din această perioadă și să încercăm să prevenim, pentru că și la pandemie cred că cea mai importantă era prevenția, să încercăm să prevenim o potențială criză economică, pentru că ați vorbit și dumneavoastră, vorbesc toți de prețuri, de toate lucrurile care se întâmplă în țara noastră, și cred că după desemnarea domnului Ciucă și votul care s-a dat astăzi în biroul permanent al Partidului Național Liberal, avem speranța că ne așezăm să facem toate aceste lucruri cu un guvern cu puteri de pline. Cu ce voturi îl treceți în Parlament? Asta e întrebarea
tuturor. Păi, domnul Moșteanu, lucrurile sunt foarte simple. Dumneavoastră ați venit cu un guvern minoritar, cu 80 de parlamentari în Parlamentul Român. Și n-a trecut. Și ați cerut un vot. Și n-a trecut. Noi venim astăzi cu un vot care s-a dat în unanimitate. În biroul politic. Da, dar biroul politic nu votează în Parlament. Eu vorbesc de Parlament. Aveți 180 de voturi PNL cu, cu UDMR. Asta dacă domnul Orban vă votează. Dacă nu aveți 179. Am înțeles și înțeleg și supărarea dumneavoastră. Nu e supărare, e aritmetică. Încerc să înțeleg și eu și telespectatorii cu ce voturi spera să-l treceți pe domnul Ciucă în Parlament. Păi eu cred că dumneavoastră... Că USR nu vă votează. Să vă țineți un cuvânt pe care eu l-am văzut în această perioadă, mai ales în ultima săptămână. Dumneavoastră a spus că dacă nu va fi domnul Florin Câțu desemnat, veți susține în orice formă un guvern. Păi nu înțelegeți românește, cred că... Pentru că noi am spus că vrem să refacem coaliția PNL-USR-UDMR cu un alt premier, ceea ce este cu totul diferit de ce spuneți dumneavoastră. În momentul ăsta este pe masa Parlamentului va veni un guvern minoritar PNL-UDMR cu 179 de voturi și care mai are nevoie de vreo 60 de voturi. Și întrebarea mea și a telespectatorilor e de unde le luați? Că de la USR nu. De la AUR nu. Rămâne nici de la domnul Orban, care a spus că nu votează. De a zis 179, că l-am scos pe domnul Orban. Păi nu, dar aici vreau să dau o explicație. Păi nu poți votezi că te duci cu un guvern minoritar dacă tu nu ai o soluție de a obține majoritatea pentru investire. Apropo, domnul Constantin, domnul Cioloș a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis, care nu a căutat să verifice când l-a desemnat pe Dacian Cioloș, dacă Dacian Cioloș are capacitatea de a obține majoritate parlamentară. Iar Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte pentru că Partidul Național Liberal nu s-a prezentat cu niciun candidat de prim-ministru. Stau și pun o întrebare așa. De ce n-ați venit cu propunerea asta de acum două săptămâni? De ce atunci când a fost provocată criza politică și eram amenințați de pandemie, nu i-a cerut domnul Iohannis demisia domnului Câțu ca să poată să vină cu această propunere de premier în persoana domnului Ciucă, care, hai să fim cinstiți, este decizia președintelui să-l propună pe domnul Ciucă. Nu e decizia dumneavoastră a echipei de conducere a Partidului Național Liberal, care a spus-o la servită și într-o ședință de 4 minute în care practic a fost o comunicare, o informare a ucazului venit de la președinte, dumneavoastră ați înghițit hapul în condițiile în care marea majoritate a membrilor din Biroul Politic Național aveau cu totul și cu totul alte gânduri decât desemnarea lui Ciucă. Și închei prin a spune. Cu siguranță aș ceru voturile PSD-ului și vă bazați pe voturile PSD. Cine se bazează pe voturile PSD nu are votul meu. Pentru că noi, ca Partid Național Liberal, în campania electorală și de-a lungul celor 4 ani în care am condus partidul, ne-am luptat pe viață și pe moarte cu PSD-ul. Să dăm jos PSD-ul de la guvernare. Să împiedicăm după alegeri venirea PSD-ului la guvernare. Și astăzi, numai dintr-o dorință absolut de neînțeles a președintelui de a distruge coaliția de guvernare onorabilă, de bun simț, care s-a format după alegerile parlamentare, practic, sunteți puși în situația de a susține un candidat la funcția de prim-ministru care nu poate fi investit datorită gândirii politice a lui Iohannis și a încuvințării de către dumneavoastră acestei gândiri politice decât dacă sunteți votați de PSD. Am o întrebare așa, oare ce o să facă Iohannis și Partidul Național Liberal dacă totuși PSD nu va vota investirea guvernului Ciucă? Ion Mioniță, voiați să interveniți, vă rog. Nu știu cum, dar iară, stați un pic. Că ați vorbit destul. Nu știu. Noi iar ne întoarcem să-i ascultăm pe acești oameni? Cum își defulează frustrările aici a PNL cu USR, cu domnul Orban, care a fost înlocuit de domnul Iohannis de la președinția PNL și din funcția de prim-ministru? Ne învârtim în cazanul ăsta la nesfârșit cu o țară adusă de acești oameni irresponsabili în pragul disoluției?
Nu, noi nu suntem nebuni, adică se scufundă corabia sub noi și noi discutăm dacă e supărat domnul Cioloș, dacă i-a căzut bine domnului Câțu, dacă domnul Orban doarme bine. Dar ce s-a întâmplat un an de zile în România asta? Păi s-a întâmplat că domnul Iohannis a vrut să-l dea afară pe domnul Orban, l-a pus pe domnul Câțu în locul domnului Orban, după care a trebuit să-l dea afară USR de la guvernare cu domnul Câțu, după care a trebuit să-l dea afară pe domnul Câțu. L-a dat PSD-ul, l-a dat PSD-ul pe domnul. Nu, că l-a dat USR-ul. Nu, adică s-a dat singur, PSD-ul. Pentru că l-a dat afară pe ministrul justiției. Dar apropo, adică USR-ul a trebuit să-l dea afară. Iohannis, cine să-i zică? Bun. Și noi, da, eu asta am spus. Deci Iohannis, care a vrut să scape de Orban, care l-a pus pe Câțu, care a vrut să scape de USR la îndemnul lui Iohannis, care a distrus guvernarea, care a rupt PNL-ul. Și a ieșit și acum are un laț, are un laț mare în mână și zice PNL-ului, PNL-ul ia bagă tu gâtul la pe mine, nu mă interesează ca cetățean ce spună oamenii care au dus țara în situația asta. De un an de zile. Inclusiv dumneavoastră. Am vrut să facem o coaliție. Da, și dumneavoastră și noastră. Eu vă înțeleg. Păi așa este. Și acum stăm cu toții și ne dăm foc la valiză. Dom'le, am ajuns cu societatea românească în plagul disoluției. Putem să ne temem de tulburări sociale în România în următoarea lună. Avem prețurile care se prevălesc peste noi. Avem o țară în care oamenii mor și sunt cu sutele în fiecare zi, în care sistemul medical este în pragul colapsului, în care nimeni nu mai ascultă autoritatea, în care legea nu se aplică în România. Fiecare se duce și dă cu porțile spitalelor și ia medicii de guler și le spune că omoară oamenii. Și justiția română se uită la agresiune, se uită la minciună, se uită la manipulare. Și dumneavoastră vreți să stăm în picioare? Păi nu o să stăm în picioare. Și nu aveți nicio responsabilitate. Nici Câțu, nici Iohannis, nici Orban. USR-ul a fost dat afară. Poate să spune ne-au dat afară. Noi am vrut să facem. Nu se poate. În discuția noastră era vorba de o soluție care se... Păi dar nu interesează discuțiile astea, domnule. Competent și responsabil. Care competent? Iar soluția pe care eu am spus în mod constant încă din data de 1 septembrie a fost soluția de refacere a coaliției. Spuneți-mi și nouă, dacă e să fim cinstiți, că rostogolim de 6 luni și am fost la masă. De 6 luni, de la 1 septembrie. Domnul Orban, de ce a vrut Iohannis să scape de dumneavoastră? De ce? Motivul real. Cred că la... Fără... Pentru că am curajul să slogan. Spun nu și pentru că niciodată nu am acceptat... Păi ce v-a cerut să nu și niciodată nu am acceptat să iau decizii orbește atunci când eu am considerat că deciziile păi respectivă... care decizie? Aveți o decizie în care l-ați refuzat pe președinte? Cred că răspunsul la această întrebare trebuie să vi-l dea președintele Iohannis, nu eu. Nu o să elucidăm în această seară acest mister, dar e cert, domnule Orban, cu tot respectul, că vă aflați într-un mic decalaj față de realitate. Această discuție interminabilă, pe care eu pot să o urmăresc, eu pot să mă și retrag, să mă duc acasă să mă uit la emisiunea asta, în care vă certați cu domnul Daniel Constantin, domnul Moșteanu, domnul Orban, noi vă spunem și eu și Ion Meioniță că nu suntem obligați să avem toți aceeași părere, să fim de o parte sau de alta, noi vă spunem altceva, că politicienii români trăiesc într-o scenetă care n-are putește pe deasupra realității. Realitatea este foarte gravă și argumentele de pildă folosite de zâmbeam mai devreme, folosite de domnul Moșteanu astăzi cu domnul Daniel Constantin, corecte de altfel, erau valabile și împotriva USR-ului care a defilat cu domnul Cioloș, care s-a dus și a spus că o să obțină voturile în Parlament. Dar trebuie să învețe ceva din asta, că nu am obținut. Păi, n-am obținut. N-am mers. Același ceva. Deci același argument. Orcan, în timpul ăsta... Domnul Orcan, Cioloș a fost desemnat de președintele Iohannis și domnul Ciupei desemnat USR de... USR Plus... Domnule, dar de ce n-a fost desemnat în urmă cu o săptămână jumătate? Pentru că acum a venit propunerea, nu știu, a fost desemnat domnul Ciupei. De ce n-a fost desemnat de la 1 septembrie când a început criza? Era aceeași situație pandemică. Din cauza. Sunteți puțin în trecut. S-au speriat. Nu sunt în trecut, eu sunt în viitor. Nu, poate da, nu știu, să vedem asta. Noi am mai, în 30 de ani de presă am văzut multe, dar eu spun doar atâta. Deocamdată e un faptul consumat. Cum a fost domnul Cioloș desemnat și am așteptat cu toții cu mare emoție, mult mai multă emoție în USR Plus, să treacă guvernul dumnealui și n-a trecut, așa așteptăm acum să rezolve problema, să avem un guvern. Asta e atribuția constituțională a președintelui. Pe voturi în Parlament, înțelegem asta, da?
Domnul, e o problemă de aritmetică Moștean, în momentul ăsta. Eu sunt foarte bun la aritmetică, dar până la asta e foarte simplu. PSD care sau poate vă îmbunați dumneavoastră că mi-a spus înainte să intrăm în emisie că vă mai gândiți. Coaliția, dacă vor să le facem coaliția, gândiți, poate vor, dar poate nu-l vor pe Stelian Ion, că ajungem la aceeași discuție. Poate vor altă persoană. Ideea e următoarea. Că în zilele astea în care noi ne certăm la televizor, noi nu ne certăm, vă certați noastră între... Așa, noi asistăm, că de 30 de ani asta facem, asistăm în lumea, în timpul ăsta țara a devenit un balamuc complet și asta este, sunt perfect de acord cu Ion Meioniță, e un balamuc complet în care niște senatori de la o partidă extremistă se duc peste oameni în spitale, în care 70% dintre români nu s-au vaccinat și nici nu pare că ar avea vreo intenție să vaccineze. Suntem pe ultimul loc din Europa, noi suntem buricul pământului mai deștepți decât toate popoarele Europei și ale lumii, nu vrem să ne vaccinăm, noi și bulgarii. Teoriile conspirații fac ravagii, medicii se tem. Eu am vorbit cu medici care au fost asaltați și se tem să mai spună ceva, să mai iasă la televizor. Cu puține excepții, medicii care luptă în prima linie se tem să mai iasă la televizor să spună ceva de vaccin. Și noi ne certăm acum cine a fost, Iohannis, Câțu, Cioloș, Orban. S-a terminat. Asta e șeneta. Acum avem altă șenetă în care domnul Ciucă este premier desemnat. O să vedem ce discuții are. Poate o să aibă și cu dumneavoastră alte discuții, nu știu, cu domnul Cioloș. Și o să vedem dacă trece guvernul. Nu trece nici acest guvern. Suntem, ne afundăm în această, în această situație fără ieșire, în care nu avem un guvern stabil, cu putere, în care domnul Ciucă, eu m-aș aștepta din potrivă, ca toți polițienii să spună, bine mă, că a venit unul care a fost militar, să dea militaria jos din pod, cu pandemia, să ia pe ăștia, să-i amendeze pe toți ăștia care se duc peste oameni în spitale și îi asaltează, să facă ceva cu pandemia. Dacă nici asta nu vrem și vrem să ne certăm la nesfârșit, fiindcă asta a ieșit din votul românilor, domnule Moștean. Așa a ieșit din votul românilor, fragmentat, fărâmițat. 15% acolo, 25-30% acolo, 30%. Votul românilor care a fost luat de către PNL cu promisiunea că va îndepărta PSD de la guvernare. Și dumneavoastră i-au ați făcut mințit, o mie de promisiuni. Dar i-au mințit. Asta este realitatea în momentul ăsta. Acel ministru zero realizări de la justiție a promis că desființează secția. N-a făcut nimic. Deci asta e situația. E din nou, e pe voturi în Parlament. Pe voturi în Parlament. Dar trăiți că nu vor veni niciodată alegeri și că partidele nu vor plăti. Și asta e o mare iluzie. Cel și unde se va duce nemulțumiții nu se vor duce la partidele mainstream. Vor duce spre zona radicală. Asta e problema. Distinși domn. Domnule Orban, domnule Moșteanu, domnul Rafila. Asta este problema. Domnul Constantin. Știți care este problema? Că dacă se ajunge ca la următoarele alegeri, românii când se uită la acest spectacol grotesc al certurilor dintre politicieni, vor ajunge să voteze. Domnul Ioniță, spectacolul grotesc nu este cearta între politicieni, ci este acțiunea unor oameni care dețin cele mai importante funcții în stat. În primul rând, președintele României, care este creatorul acestei crize, fără motiv, care a lăsat țara fără guvern, care a determinat ruperea unei coaliții de guvernare, care a amânat soluționarea, investirea unui guvern care să aibă șanse să fie votat în Parlament, l-a desemnat pe Cioloș, l-a ținut pe Câțu interimar o lună de zile în condițiile în care creștea numărul de cazuri exponențial. N-a existat în spațiu public să comunice pe tema asta, în condițiile în care a avut experiența pandemiei din anul trecut, în care eu am fost premier și în care, deși n-aveam 30% vaccinați, n-am declarat nicio victorie împotriva pandemiei, am luat toate măsurile care au fost necesare ca să salvăm viața oamenilor, în condițiile în care am avut două scrutinuri de alegeri, 27 septembrie alegeri locale și 6 decembrie. Orban, domnul, nu ne băgați pe toți la oală, că nu suntem toți la fel. Noi nu ne certăm. Tocmai din cauza asta. Vinovatul pentru declanșarea acestei crize este Iohannis. Punct. Și toți cei care l-au ascultat în această nebunie. Este inamicul dumneavoastră? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Iohannis n-a fost inamicul meu. Nu-mi spuneți, domnul Ioniță, nu ne băgați pe toți la... Că nu suntem la fel de responsabili. Uitați-vă cum a făcut PSD-ul. PSD-ul a amânat neconstituțional, cot la cot cu
cei din PNL, din birou permanent, uitați-vă la decizia conflictului juridic. A amânat cool down puțin. Nu. A amânat. Nu, dar ascultați-mă. A amânat dezbaterea unei moțiuni de cenzură. Lăsați-mă să vă spun. Domnule Ionita, acum invocați urgența. Urgența era și în urmă cu 3 luni, era și în urmă cu 2 luni, era și în urmă cu o lună de zile, era urgență și cu toate astea urgența n-a fost rezolvată. Eu întotdeauna am propus soluție simplă. Refacerea coaliției de guvernare, care era singura soluție. Această soluție se vede astăzi că nu și-a dorit-o Iohannis. Domnule, faptul că nu există. Ce facem acum? Cu acordul dumneavoastră, ce facem acum? Să voteze PSD-ul. Dacă decizia lui Iohannis a fost să desemneze un premier... Dumneavoastră nu-l votați, nu-l votez pentru că eu nu pot să votez ceea ce votează PSD-ul și eu nu pot să votez proiectul ca România să fie pusă la cherem pe PSD. Dumneavoastră l-ați băgat în guvern și PNL, pe domnul Ciucă. Pe cine? Pe domnul Ciucă. Nu mai e bun acum, domnul Ciucă. Domnul Ciucă. Ascultați-mă, una este ministrul apărării, alta este prim-ministru. Eu nu mă cer cu domnul Ciucă, încă o dată. Eu n-am nimic cu domnul Ciucă, v-am explicat, îl apreciez, are o carieră militară de excepție, a condus ministerul apărării cu profesionalism, a fost un șef al statului major care și-a făcut datoria. Problema și în vremuri de criză. Domnul, îmi permiteți să spun ne trebuie un tot un politician problema care mea nu să, e să legat, se ascundă și să fie lași în a lua decizii. Ionită, pentru că e vorba despre lașitate. Știți foarte bine să nu să... vorbiți mie de lașitate, omului da. Care a luat decizii în momentele nu cele mai grele. Nu m-am spus domnul că Orban e laș. Am spus că e vorba de lașitatea unor oameni care a fost în funcție... Laș, de ce a fost ținut? Au fost în funcție de conducere și s-au uitat cum se duce România de râpă și n-au luat măsuri de frică că ies 10-15 oameni în stradă. Nu mai vorbiți în global, vorbiți fenomen. Spuneți nume. Spus fenomen. Noi suntem persoane, noi suntem oameni care fiecare are cariera și ca dumneavoastră, ca jurnaliștiți, fiecare ce a făcut, să nu facem așa acuzații globale. Criza în care ne găsim astăzi, criza politică, este o criză artificială determinată de Klaus Iohannis, care pur și simplu a aruncat în aer o coaliție care funcționează. E foarte interesantă discuția din studio. Permiteți-mi să introduc în dezbatere Am și pe cei care... mai departe de refulările astea ale trecutului. Am o ne întrebare... luăm psihologi, e ne trasăm și e imposibil. Am o întrebare pentru domnul Rafila. Domnule doctor Rafila, dacă îmi permiteți, dumneavoastră, ca doctor și purtător de cuvânt al intereselor medicale, sanitare ale României de a depăși această pandemie, vă convine această soluție, cum spunea domnul Orcan, un general în fruntea luptei împotriva pandemiei? Îmi pare rău domnul Orban și pe domnul Oștean nu a zis nimic domnul în sensul ăsta. Domnul Orban, președintele României este Klaus Iohannis. El a latitudinea lui, pentru că așa scrie în Constituție, să numească în urma consultării pe cine dorește. L-a numit pe domnul Cioloș, n-a putut să treacă de parlament, l-a numit pe domnul Ciucă. Nu sunteți dumneavoastră președintele României, nu numiți dumneavoastră pe cineva prim-ministru. Nu asta spun, e președintele României. Președintele, ne place sau nu ne place și decizia președintele, e președintele României. Dar nu poate să nu ne placă, dar e posibil să nu ne placă, că e democrație. Domnul Orcan, e democrație. Atunci când președintele face, noi n-avem voie să criticați președintele României. Păi eu am tot dreptul, pentru că mi-am pus obrazul pentru el, alături de zeci de mii de liberali, care i-au determinat pe oameni să voteze pentru un mesaj. Fără PSD, fără PSD, o coaliție de guvernare de centru-dreapta, dezvoltare, democrație, reforma în justiție, reforma... Se uita acum la domnul Ciucă. Da. Așa fix. Da, s-a uitat la domnul Câțu, domne. Zic, domne, da, dar ce are domnule domnul Ciucă? Nu l-a ales pe domnul Ciucă președinte, l-a ales pe domnul Câțu, liberal din tată. Încerc din nou să-i adresez o întrebare domnului Rafila. Domnule doctor Rafila, credeți că e bine ca un general să preia acum conducerea guvernului în vremuri de pandemie? Dumneavoastră, ca medic, sunteți mai liniștit dacă vine domnul Ciucă în funcția de premier? Da, doamna Chiriac, haideți să o luăm pe rând. Am înțeles, eu cunosc mai puțin pe domnul Ciucă, domnul general Ciucă, toate că înțeleg că este în rezervă sau în momentul de față. Între politicieni e prim-ministru desemnat, domnul doctor. E prim-ministru desemnat asta acum, să vă spun, e primul ministru desemnat, dar totuși o opinie personală am. Cu siguranță dânsul nu poate să fie un prim-ministru mai slab decât domnul Câțu. Asta este evident.
Ori, acum îmi pare rău, eu îl stimez foarte mult pe domnul Ludovic Orban, promovarea până la urma domnului Câțu îi aparține. Eu înțeleg că domnul general Ciucă nu este bun, dar domnul Câțu este o catastrofă din toate punctele de vedere și un om care nu ține cuvântul nici 5 minute. Adică, din punctul ăsta de vedere, când ai o situație excepțională, cred că un om care este profund neserios, nesincer și incapabil să facă ceva în mod concret, este mai puțin potrivit decât cineva care a demonstrat, chiar dacă într-o zonă mai restrâns, cum este Ministerul Apărării, că este un om serios. Adică aici discutăm și de calități umane, nu numai de calități politice. Domnule Moșteanu, aici, dați-mi să fac. Da, vă rog, vă ascult. Domnule Afila, dumneavoastră spuneți de 9 luni de zile că ați câștigat alegerile. De ce nu ați prezentat un candidat la funcția de prim-ministru în toate consultările care au avut loc la Cotroceni după alegeri? Înseamnă că dumneavoastră nu ați vrut să vă asumați răspunderea guvernării. Ca atare, oricine a vrut să-și asume răspunderea guvernării mai bun decât dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu ați vrut să vă asumați răspunderea guvernării, preferați să își pună pielea la saramură cu totul și cu toți alți oameni. Acum o să-i dați probabil votul de investitură lui Ciucă, dar nu pentru că l-apreciați pe Ciucă, nu pentru că vreți soluționarea crizei, ci pentru că vreți ca altcineva să scoată castanele din foc, să-și asume răspunderea pentru măsurile impopulare care trebuie luate. Asta este realitatea. PSD, fără să facă nimic, a crescut în această perioadă, în condiții în care, repet, clamați de 9 luni de zile, domnule Ioniță, lăsați-mă. PSD, de ce nu-și asumă răspunderea? Asumați-vă răspunderea guvernării, după aia puteți să criticați până vă iese pe nas. Voia să-mi puneți întrebarea. Imediat, răspundeți și mă întorc la dumneavoastră. Răspundeți, domnule Rafila, și apoi domnul Moșteanu, vă rog. Motivul acesta foarte simplu este următorul. Noi putem veni cu un candidat în momentul în care știm că ne bazăm pe o majoritate. Dumneavoastră ați obiectat în ceea ce privește pe domnul Cioloș că a fost candidat fără să aibă majoritate în spate. Lucrul ăsta s-a și dovedit în zilele trecute. Și noi nu putem să facem acest lucru pentru că Partidul Social Democrat, chiar dacă a câștigat alegerile în acest moment, nu are o majoritate. Dacă îmi dați voie, domnul Rafila a fost propunere. N-ați fost domnul doctor propunere. Mă refer la criză, nu mă refer la... Păi nu, atunci prima au venit cu domnul Rafila. Da. Dacă îmi permiteți... Nu a fost... Imediat, domnul Constantin, mai există o întrebare pentru dumneavoastră, domnul Rafila, pe care vreau să vă adresez de mult. Dumneavoastră, ce măsuri așteptați de la premier în... ceea ce privește combaterea pandemiei, limitarea răspândirii virusului? Aștept niște măsuri coerente și complete, doamna Chiriac. Măsuri parțiale, nu, în general, nu își fac efect. Eu și vă dau un exemplu extrem de simplu. Dacă noi, de exemplu, hotărâm să închidem școlile și să păstrăm deschise mall-urile, este o combinație care, din păcate, nu s-a dovedit de succes în nicio țară din lume. Da. Deci e clar că trebuie un pachet de măsuri care sunt, cum spunea domnul Orban, impopulare, dar care eu cred că aici ar trebui tot să fim de acord, că trebuie să fie în primul rând responsabil ulterior să populare. Și care știm foarte bine, domnul Rafila, că trebuiau luate acum o lună, cel puțin, dacă nu... Trebuia luate în vară, trebuia prioritizat certificatul. Domnul Constantin, ați vrut să interveniți, vă rog. Eu am vrut să intervin fără să-l întrerupe domnul Rafila, pe care îl salut și eu. Sunt convins că e mai importantă discuția legată de pandemie și de măsuri și cred că în zilele următoare, mâine, poimine și ceea ce susține domnul Rafila de cele mai multe ori fundamentat, lucrurile acestea vor fi auzite și de premierul desemnat Ciucă și probabil că se va ajunge la un consens pentru că... Păi, practic, s-a pecetluit, ca să spun așa, susținerea pe care PSD o acordă PNL-ului, nu? Stați că fac sondaj, ați auzit. Nu se face așa simplu la PSD, se face cu sondaj intern, n-ați auzit că e democrație. Dumneavoastră ați votat online, adică... Da. Premierul Sistema și Partidul Național Liberal va fi deschis să afle toate soluțiile pe care le propun toate partidele pentru rezolvarea acestei probleme, dar și problema economică. Dar eram de acord cu niște răspunsuri și am intrat oarecum în polemică cu domnul Moșteanu,
cu siguranță nu vreau să intru în polemică cu domnul Orban, dar a adresat câteva întrebări și vreau să fac doar așa o trimitere la trecut, mai ales la anul 2019, și când domnia sa a fost desemnat, nu era o majoritate certă. Exista o perspectivă la momentul respectiv că poate să adune o majoritate, dar nu era o majoritate certă. Cred că își amintește foarte bine. Nu mai vorbesc de anul 2020, cum s-a instalat cel de-al doilea guvern. Astea sunt lucruri care țin de trecut. Eu cred că acum trebuie cu toții să ne concentrăm energiile, să fie discuții constructive. Eu sper că până la urmă și oameni din USR vor vota guvernul Ciucă. Am văzut zilele trecute că au fost câțiva din PNL care au votat guvernul Cioloș. Deci cred că dacă va exista înțelepciune, dacă toții vor înțelege că trebuie să trecem de acest moment, să avem un guvern care să funcționeze la limite depline, cred că vom avea un guvern luni, marți, deja instalat. O întrebare de la Sabin Orcan. Nu o întrebare, o remarcă. Domnul Constantin, uitați, nimeni nu votează pe gratis. Dacă vă închipuiți că o să luați voturi de la USR fără să primească nimic în schimb USR-ul, fie dar refacerea coaliției... Nu ai zis, de refacere coaliției. Da, refacerea coaliției, ce cereți dumneavoastră? Sau dacă vă închipuiți că PSD-ul... Cu tot respectul pentru domnul Rafila, dacă vă închipuiți că negustorii din PSD, că nu domnul Rafila negociază, dacă vă închipuiți că negustorii din PSD o să dea susținere parlamentară pentru guvernul domnului Ciucă pe gratis, ne înșelăm amarnic cu toții, hai să nu ne păcălim, să ne furăm singur căciula. Oricum, cea mai bună soluție era refacerea coaliției de guvernare, se pare însă că nu se poate reface lanțul de iubire între dumneavoastră și cei de la USR Plus, cu toate că ați venit cu o altă nominalizare decât domnul Câțu, văd că nu vreți să-i mai luați înapoi în vagon ca să plece trenul, că avem nevoie să plece trenul și acum fiecare își joacă cartea, ca să zicem așa, pentru că despre asta e vorba, joacă o carte politică fiecare și sigur că USR-ul trece foarte ușor în opoziție, mai ales că a scăzut în sondaje. Toată lumea e fericită și mulțumită. Problema e ce facem cu situația țării, pentru că dacă nu trece nici acest guvern, vom avea o criză prelungită, începe iarna și noi suntem crăcănați pe un gard în care fiecare trage într-o parte. Nimeni nu știe. Românii care se uită la noi, păi nu interesează jocuri astea, cu cine s-a certat acum 5 ani, ce a făcut Stelian Ion și de ce l-a dat Câțu afară și Câțu și Iohannis și nu. Acum interesează pe oameni cine luptă cu pandemia. Luptă guvernul Câțu? Nu luptă guvernul Ciucă. Cine vine? Cine va conduce guvernarea? Nu interesează de la cine obține domnul Ciucă voturi, credeți-mă. Îi va interesa probabil peste 3 ani când o să deconteze PNL-ul dacă reface USL-ul, domnule Constantin. Nu mai prinde 3 ani PNL-ul dacă stă cu PSD-ul așa de mână. Da, eu zic că pericolul stă după colț și pericolul nu este USR-ul și nu trebuia tratat ca un dușman și cred că pericolul se numește AUR, care deja vă că pregătește suspendarea, anunță suspendarea președintelui, chiar dacă nu se ia voturi în Parlament, suspendarea președintelui Iohannis, care pregătește niște mișcări de trupe, ca să zicem așa. Domnule Munșteanu, sunt convins că acest guvern va fi votat, sunt convins că vor fi discuții constructive și cu cei de la USR, sunt convins că și de acolo vor veni măsuri foarte bune. Acum știți foarte bine că, din păcate, ne aflăm în această situație, chiar dacă domnul Orban, repet, nu intru într-o polemică, are discursul domniei sale și are meciul domniei sale, înțeleg încercarea de a crea o platformă. Suntem însă în această situație din punctul meu de vedere pentru că au fost acele meciuri, acele dispute, știți foarte bine, în guvern, care din punctul nostru de vedere au plecat de la USR. Nu mai vorbesc că ele s-au finalizat cu votarea unei moțiuni de cenzură. Domnul Constantin, eu vă aduc aminte că premierul, președintele dumneavoastră de partid, domnul Câțu, fostul premier, a demis unilateral doi miniștri încălcând acordul de coaliție, a băgat șmecherește în ședința de guvern un proiect de lege, deși în acord scrie că trebuie să se consulte cu vicepremierii. Așa se face și tot noi suntem de vină. Tot noi suntem de vină. Chiar aveți tupeu, să știți. Ați mers, cred că, prea departe. Păi nu e. Ce-i prea departe? Adică calcă în picioare o alianță și o coaliție care era o speranță a României și tot pe noi ne scoateți vinovați. N-a avut niciun pic de moralitate și a bătut joc și a rupt în două această coaliție și această guvernare și tot noi suntem de vină. Vreau să-mi puneți o întrebare, dumneavoastră. Nu vedeți că dumneavoastră trebuie să fiți scoși de la guvernare? Păi să spun așa, că nu ne place de voi, că ne înțelegem cu PSD și am împărțit banii. Eu aș vrea să aud asta din gura pe au fost două ținte. Domnul Orban aici de față, USR-ul aici de față. Domnule Moșteanu, întrebarea mea pentru dumneavoastră. De ce le purtați pică celor de la PNL când, de fapt, supărarea domnului Iohannis a condus la eliminarea dumneavoastră? Așa se pare. Domnul Iohannis acum a ajuns președinte, este de facto și premier, de facto și președinte PNL, în realitate.
Știm asta cu toții în momentul ăsta. Dar asta e, suntem o țară europeană, o democrație încă tânără, de 31 de ani. Noi nu purtăm pică nimănui în politică. Ne uităm și toate acțiunile politice au niște consecințe, ca și în viață. Așa funcționează. Au ales să ia niște decizii, am fost niște parteneri corecți, loiali, am muncit în fiecare zi, am discutat, am negociat, am stabilit cum împărțim efortul guvernamental între cele trei partide și nu am păcălit nicio secundă pe nimeni și nici nu vom păcăli nicio secundă pe nimeni. Am zis că PSD-ul este un partid care a făcut foarte mult rău țării și când am intrat în politică și în fiecare zi și de acum încolo. Văd că PNL-ul se sucește după cum bate vântul. Acum o lună de zile, o lună și ceva de zile spunea că nu o să negocieze niciodată cu PSD-ul. A fost hotărârea Biroului Politic Național luată în unanimitate la propunerea... Președintele Klaus Iohannis, mai țineți minte, cu PSD care a făcut și adres și acum se duc cu mâna întinsă la PSD să le dea voturi. Mi se pare imediat, domnule... Să restabilim puțin adevărul, că nu e chiar așa. Adică putem să restabilim puțin adevărul, că văd că se vehiculează de 5 minute teoria asta. Să restabilim puțin adevărul. Domnul Stelian Ion, domnul Stelică Ion, n-a avut un comportament loial în guvernul ăsta. Dincolo de faptul că ne place de sau nu Câțu. Pentru că nu poți să ții captiv o hotărâre de guvern că nu dai avizul. Pentru că avizul de legalitate e de oportunitate. Proiectul ăla poate fi băgat și mecherește în ședință fără consultarea vicepremierilor, deși așa scrie în acordul de coaliție? Adică ziceți, Câțu poate să facă o șmecherie. Dați-l jos pe Câțu, l-ați dat jos deja. Am pus moțiune pe care... Domnul Stelică Ion a șantajat primul ministru a încălcat acordul de coaliție și obligația legală să dea aviz. Bine, nu prea știe cu legea, așa, domnul Stelian. Avem un acord de coaliție, o strângere de lună și un document. Nu prea știe cu legea el, așa, că e un avocat. Da, avocatul Lomazere. Foarte bun, e excepțional. Domnul Orcan vorbea mai devreme despre... Oamenii ăștia trăiesc în trecut. Eu am crezut că ne chemați în seara asta, ce obțin pe mine și pe Ion Meioniță, că noi cu asta ne ocupăm, asta e meseria noastră. Dacă nu ne ocupăm cu politica. Am crezut că ne chema să comentăm actualitatea, dar noi în loc să comentăm actualitatea, care actualitatea e că avem un premier desemnat, că se duc niște negocieri, că mor oamenii pe capete în România, că nu se vaccinează lumea și așa mai departe. Morcan, văd că avem o emisiune de istorie recentă. Deci asta e o emisiune de istorie recentă, în care oamenii ăștia vorbesc numai despre ce s-a întâmplat acum o săptămână, o lună, 3 ani, 2 ani. Și ce să facem? Să ștergem cu buretele ce s-a întâmplat? Nu, Doamne ferească, istoria recentă e importantă. Că eu nu vreau să vorbesc despre cine care cum a început, cine a fost mai întâi ou sau găina, Stelian Ion sau Florin Câțu, cine a greșit primul din treaba asta. Aici opiniile sunt împărțite, dar repet. Și chiar dacă ar fi greșit, în acordul de coaliție spune că orice ministru are nevoie de o evaluare și în urma evaluării se schimbă sau nu. Greșeala domnului Câțu, dar până una alta mai contează. Doamna Chiriac, mai aveți? Domnul Orcan, vorbeați despre suspendarea președintelui. Nu mai zic nimic, promit, nu mai zic nimic. Dar ați spus ceva. O clipă. Dacă n-ar fi fost intenția clară, decizia politică să fiți dați afară de la guvernare, acum erați înapoi în coaliție, pentru că s-a schimbat premierul Câțu. Condiția dumneavoastră a fost îndeplinită. Dar nu mai vor să vă ia în coaliție. Vor cu PSD. Deci au vrut să rupă coaliția, să scoată USR-ul, care e dușmanul numărul 1. Nici ei nu vă iartă. Asta e. Deci e pe eu. Despre viitor, o teză lansată de Sabin Orcan, Aur, care ar putea să... Nu e lansată de mine. Anunțat George Simion păgurița lui. Bine. În fața Palatului Cotroceni, că dacă nu trece nu știu ce nici acest guvern, el va depune acțiunea de suspendare a președintelui. A anunțat deja public astăzi. Ați spus deja, domnule Orban, că nu susțineți o suspendare a lui Klaus Iohannis. E o declarație pe care ați făcut-o acum câteva săptămâni. Reveniți asupra acestei declarații? Deci pentru suspendare este necesar ca inițiativa să plece de la o treime dintre parlamentari. După cum este configurația politică astăzi, practic, fără PSD, este aproape imposibil să obții o treime din voturi ca să poți să inițiezi suspendarea, iar suspendarea se ia ca decizie cu jumătate plus unul dintre parlamentari, adică cu majoritate absolută, cu 234 de voturi. Aur, sigur, profită de antipatia publică. Iohannis a prăbușit în cota de încredere. Adică să nu-și imagineze cineva că de asta își profită ca să-și facă campanie electorală. Din păcate, rezultatul acțiunilor președintelui este devastator.
Partidul Național Liberal, USR, care erau partidele componente ale coaliției și care aveau, beneficiau de intenții de vot foarte importante și exista o susținere publică majoritară în societate, după această criză politică, vă dau numai un exemplu în sondaj. Dacă refacerea coaliției în sondajul din prima jumătate a lui septembrie era susținută de aproximativ 50% dintre cetățeni, astăzi refacerea coaliției este pe la 32%. Din cauza prăbușirii, în special a Partidului Național Liberal. Soluția. Păi, soluția este aceea de a forma un guvern care îți beneficieze de o majoritate parlamentară. Eu tocmai asta contrazic soluția. Eu, ca să vă spun sincer, Iohannis își bate joc și de ciucă cu această nominalizare pentru că îl face dependent de votul PSD, iar PSD-ul, care este un jucător politic, care întotdeauna ține cont de interesele politice și electorale, și așa a ajuns la 35-36% datorită crizei artificiale provocate de Iohannis. AUR este aproape depășește, dacă nu cumva a depășit Partidul Național Liberal. Astea sunt consecințele crizei politice provocate de Iohannis. Dacă ar fi fost serios, el ar fi trebuit să degaje soluția pe față, da? Eu n-am auzit în urma consultărilor să existe garanția că odată desemnat Ciucă se formează o majoritate parlamentară stabilă pe o perioadă de 3 ani de zile cât durează legislatura respectivă, chiar și dacă va obține votul PSD-ului, PSD-ul, când va considera momentul potrivit, va depune moțiune de cenzură, așa cum l-a trimis la plimbare pe Câțu, deși l-a ținut în viață până la Congres ca să-l ajute pe Iohannis să mintă alegătorii, și acum îl va da jos pe Ciucă, pentru că dacă n-ai majoritate parlamentară, nu poți să adopți nicio lege de reformă. Și în momentul în care nu ai majoritate parlamentară, guvernul poate cădea oricând. Dumneavoastră ați fost în aceeași situație, domnul. În ce situație? În aceeași situație, guvern minoritar. A fost moțiune de cenzură împotriva mea depusă în luna august. Nu a căzut, nu. Am căzut că mi-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor. Ați văzut, te știți exact cum e guvernul minoritar. După care a început pandemia și... am fost investit, recunosc, și cu voturile multor parlamentari PSD. De ce? Că parlamentarii PNL erau în izolare din cauza contactului cu Chițac, care adusese... Vedeți că și istoria e bună, că ne ajută să înțelegem în ce moment suntem. Vă mulțumesc! Trebuie să ne oprim! Nu ziceți ceva, domnul Orban. Numai că PSD-ul a încercat... Vă mulțumesc tuturor! Evident, PSD-ul a încercat să mă dea jos în august, înainte de locale, ca să câștige locale, dar n-a fost în stare. Ar câștiga, dacă ar explica...